în norod s-au ridicat și proroși mincinoși. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în de lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar o sânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Pasajul ăsta și în special versetul 1 e foarte des folosit ca argument pentru pierderea mântuirii. Vezi, oamenii ăștia s-au lepădat de stăpânul care i-ar scumpărat. Deci, au fost mântuiți, Domnul Isus a murit pentru ei, au fost născuți din nou, dar s-au lepădat și au pierdut mântuirea. Așa interpretează foarte mulți creștini versetul ăsta. Și nu fac altceva decât să dea dovadă de lene. De lene în studierea Scripturii. Și măcar dacă ar fi smeriți, măcar dacă ar întreba, hei, Gheorghe, Ion, tu cum interpretezi versetul ăsta? Dar nu, ei vin direct și spun versetul ăsta în față, vezi, mântuirea se pierde. La revedere. Asta spune Scriptura. Asta e atitudinea lor. Doar un pic de zmerenie ne va ajuta să înțelegem mai bine acest pasaj. Care, ca orice alt pasaj, se interpretează în contextul lui. În primul rând, ce trebuie să fie foarte clar de la început. Apostolul Petru nu vorbește aici despre mântuire. Nu vorbește despre doctrina mântuirii, așa cum o face Apostolul Pavel în cartea romani. Apostolul Petru nu se contrazice aici cu ce spune Pavel în cartea romani. Nici de cum. Același duh e inspirat pe amândoi. Scriptura nu se contrazice. Deci asta trebuie să ținem minte în primul rând. Intenția apostolului Petru aici nu e să vorbească despre mântuire, despre doctrina mântuirii, dacă oamenii ăștia sunt sau nu mântuiți. Nu asta e intenția lui. Dar, din descrierile pe care le va face despre acești oameni în acest capitol, și bineînțeles că nu o să-l citesc tot, îl citiți voi după aia, Putem ajunge la concluzia clară că acești oameni pe care îi descrie Petru, acești oameni care au un astfel de caracter, ca cei descriși de el, nu sunt și nu au fost niciodată mântuiți. Nu au fost niciodată născuți din nou. Petru ne prezintă aici niște oameni care, aparent, au o formă de Evlavie. Cum au intrat în adunări? Cine i-a primit în adunare? De ce au fost primiți în adunare? Pentru că aparent, pentru o vreme, au părut ca niște ucenici al lui Hristos. Asta vedem scris în versetul 20. În adevăr, după ce au scăpat din tirăciunile lumii. Deci au devenit mai morali. Prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de El. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Deci oamenii ăștia l-au cunoscut pe Iisus, pentru nu ne spune că Hristos i-a cunoscut pe ei, nu asta e intenția lui. L-au cunoscut pe Iisus, cunoașterea lui Iisus și a Evangheliei lui. I-a făcut să devină mai morali, dar până la un punct. De ce? De ce? Pentru că inima lor nu a fost schimbată. Oamenii ăștia nu au fost născuți din nou. Au avut doar o formă exterioară de evlavie pe care o au mulți oameni în lumii. Dar inimile lor nu au fost niciodată schimbate. Ei au rămas tot timpul câini și porci, cu scrie la final. Câinele s-a întors la ce a vomitat. Scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocillă. Pentru că asta îi place. E o scroafă, e un câine. Asta îi place să facă. Asta e natura lui. Oamenii ăștia nu au fost niciodată regenerați, născuți din nou făcuți făpturi noi. Cine este în Hristos e o făptură nouă, spune Apostolul Pavel. Oamenii ăștia n-au fost făcuți niciodată făpturi noi. Și asta înțelegem foarte clar din descrierile Apostolului Petru despre acești oameni din capitolul ăsta. Sunt oameni care s-au infiltrat în adunări, dar care n-au fost niciodată născuți din nou. Se înțelege foarte clar despre ce vorbește Petru aici. Doar dacă citiți descrierile lor, veți vedea că ăștia sunt de fapt fie lui Satana, nu sunt fie lui Dumnezeu. Și nu au fost niciodată Fierul lui Dumnezeu. Dar să revenim la primele versete. Că pe asta vreau să mă focusez acum. În special, primul verset. După ce în capitolul anterior, și știm că în original nu sunt diviziuni între capitole, în ultimele versete din capitolul 1 ni se spune așa, fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci prorociile din Scriptură se interpretează prin Duhul Sfânt. Același Duh Sfânt e inspirat pe toți autorii Scripturii. Și pentru în capitolul 2 continuă în norod, în popor, adică în vechime, în poporul Israel, s-au ridicat și proroși mincinoși. Deci au fost unii adevărați, care vorbeau cărmuiți de Duhul Sfânt, și unii mincinoși. Cum și între voi. Face o paralelă pentru aici. Cum a fost în vechime, așa va fi și între voi. Cum și între voi, biserică, adunare, vor fi învățători mincinoși. Observați paralela: proroși mincinoși, învățători mincinoși. În epoca asta a adunării avem învățători mincinoși. Învățătorii de acum sunt comparați cu prorocii din vechime. Pentru putea foarte clar să spună vor fi proroși mincinoși. Nu, spune învățători mincinoși. Pentru că noi astăzi nu mai avem de-a face cu proroci, ci avem de-a face cu învățători. Și ce vor face învățătorii aceștia? La fel cum prorocii din vechime mințeau, învățătorii ăștia vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Nu le vor spune direct, le vor strecura pe furiși. Aparent vor părea creștini. De fațadă vor părea creștini. Nu i va bănui nimeni. Dar pe furiș vor strecura învățături mincinoase. Nimicitoare, care duc la nimicire prin învățăturile astea, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. O, o traducere mai corectă aici e tăgăduindu sau negându și pe stăpânul care i-a cumpărat. Deci prin ereziile astea nimicitoare vor ajunge până acolo încât îl vor nega pe stăpânul care i-a cumpărat. Asta e ideea Apostolului Petru. Și citim în versetul 3 că tot prin cuvântări înșelătoare, prin cuvântul lor, aparent ei par creștini, dar prin cuvântări înșelătoare vor căuta să aibă un câștig de la voi. Deci ăsta e talentul lor, limba. Știu să vorbească, știu să lingușească. Știu să fac o doctrină falsă să pară o doctrină adevărată. Sunt pricepuți în vorbire. Și oare nu așa sunt toți învățătorii falși? Chiar și cei de azi? Petru vorbește aici de toată epoca asta biserici. Mereu vor fi acești învățători falși. Cu acest tip de caracter. Inima lor va fi stricată. Nu vor fi regenerați. Dar aparent se vor da creștini și vor da învățături prin care vor ajunge până acolo încât să-L nege pe Hristos. Și oamenii vor urma, vor asculta de acești învățători. Și mai mult de atât, învățăturile lor vor duce la destrăbălare. Pentru că ei asta au în inimile lor. Ei nu fac altceva decât să justifice viclenia din inima lor. Ei stau la mesele voastre, la agapele voastre, la mesele voastre de dragoste, dar în inimă au vicrenie și răutate. Le scapă ochii de prea curvie, zice mai încolo. Sunt îndrăzneți, încăpățânați, dragătorii. drăgătoriile. Nu se satură de păcătuit. Sunt lacomi, sunt niște blestemați, zice la un moment dat, Petru. Sunt niște fântâni fără apă. Adică au formă dar n-au substanță în ei. Pentru că nu au Duhul Sfânt. Sunt încă robi ai stricăciunii. N-au fost niciodată eliberați de sclavia păcatului. De sclavia naturilor lor păcătoase. Cum spune Pavel în Roman 6, că suntem eliberați toți și în Roman 8. Toți creștinii adevărați, toți cei ce sunt în Hristos Isus, în al doilea Adam, au fost eliberați de sclavia păcatului. Oamenii ăștia nu au fost eliberați. N-au fost niciodată născuți din nou. Dar, aparent, pe din afară, par niște oameni foarte evlavioși. Oare nu așa păreau și fariseii? Și tocmai de-aia oamenii ajung să-i creadă. Pentru că strecoară pe furiși erezii nimicitoare. Nu se leapădă de Domnul în mod direct. Nu prin învățăturile lor stricate puțin câte puțin, vor strecura erezii nimicitoare, tăgăduindu-l, negându -l și pe stăpânul care i-a cumpărat. Dar de ce folosește Apostolul Petru acest limbaj? De ce spune că oamenii ăștia îl neagă pe stăpânul care i-a cumpărat? V-ați întrebat vreodată de ce nu zice s-au lepădat de domnul, l-au negat pe domnul, Așa cum îi se spune Domnul Iisus peste tot. De ce spune de stăpânul? Pentru că în limba greacă, aici nu e cuvântul pe care îl avem în tot Noul Testament pentru Domnul Iisus, curios. Aici nu e cuvântul curios. E alt cuvânt. Și în mod intenționat e pus de Petru cuvântul ăsta aici. E cuvântul despotes despotes, care înseamnă stăpân. Iar imaginea pe care o creează Apostolul Petru aici, e a unui stăpân care a cumpărat niște sclavi. Iar sclavii aceștia îl neagă pe stăpânul lor. Se răzvrătesc împotriva stăpânului lor. E o imagine, o ilustrație. Asta arată prin învățăturile lor și prin comportamentul lor acești învățători mincinoși. În vechime, oamenii cumpărau sclavi. Și nu era nimic imoral în asta. Vedem peste tot în Biblie vorbindu-se despre sclavi. Nu te trata nimeni ca pe un animal, cum își imaginează lumea azi sclavia. Cu negri pe plantație și așa mai departe. Nu așa era sclavia în vechime. Era ca o meserie. Nu avei de ales. Nu știi să faci altceva. Nu avei familie care să te ajute. Te vindeai ca sclav. Cineva venea și te cumpăra. Și chiar printre creștini erau unii care erau sclavi. Despre ei vorbește Apostolul Pavel, 1 Timotei, capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei, sclaviei, și vorbește de creștini, să socotească pe stăpânilor despotes, nu pe curios, cum se spune Domnul Isus, pe stăpânilor vrednici de toată cinste ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși, adică cei care sunt sclavi și au stăpâni credincioși în Hristos, să nu-i disprețuiască sub cuvânt sau sub pretext că sunt frați. Asta e stăpânul meu, dar e fratele meu în Hristos. Ha, ha, îl disprețuiesc, mă comport altfel cu el. Nu! Asta spune Pavel aici. Ci să le slujească și mai bine. Deci, din potrivă, slujiți-le și mai bine. Sclavilor tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor de sclavi sunt credincioși și preiubiți. Tit, capitolul 2. Sfătuiește pe sclavi să fie supuși stăpânilor lor. Să le fie pe plac în toate lucrurile. Să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci întotdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Ca să facă în totul cinste învățăturilor Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci sclavii creștini, prin supunerea lor față de stăpânul lor, aduceau cinste învățăturii lui Dumnezeu. E, învățători ăștia mincinoși, în schimb, care strecoară pe furiși rezini micitoare, îl necinstesc pe stăpânul care i-a cumpărat. Asta e imaginea. Ei sunt ca niște sclavi care se răzvătesc împotriva stăpânului, care întorc vorba stăpânului, care îl fură pe stăpân și aduc necinste învățătului Dumnezeu. Asta e ilustrația pe care o creează Petru. Intenția lui nu e să vorbească de mântuire, ci să creeze o ilustrație, ce arată de fapt oamenii ăștia atunci când îi sucesc învățăturile Domnului Isus. ăștia sunt genul de oameni care sunt printre noi, dar nu sunt dintre ei noștri. Cum spune Ioan în 1 Ioan 2 cu 18. Unde îi descrie pe cei care s-au lepădat de Hristos. Și îi numește anticriști. Da, o perioadă l-au mărturisit pe Hristos ca stăpân. Au fost în mijlocul nostru. Sunt în mijlocul nostru. L-au mărturisit pe el ca stăpânul lor. Ei sunt sclavi, el e stăpân. Dar cu timpul, s-a arătat cine sunt cu adevărat. Ce e în inima lor. Ce au avut mereu în inima lor. O inimă rea și bicleană. Pe care o maschează printr-o moralitate și o formă de evlavie exterioară, falsă. Se dau sfinți în exterior, dar nu sunt sfinți în inimile lor. Și toți oamenii aceștia se aseamănă cu apostatul suprem. Iuda iscariotean care nu a avut niciodată o credință autentică. A fost un drac. Și Domnul Iisus știa de la început că el e un drac. Avea o credință formală. Era pe interes. Își urmărea scopurile lui. Asta fac și acești învățători mincinoși. E aceeași poveste mereu cu toți apostați. Iuda Iscarioteanu e ca și cum e tatăl lor, e modelul suprem. Și Domnul ne-a avertizat de atâtea ori de lupi care vor veni în haine de oi. Așa se apropie lupii, în haine de oi. Nu-și dau arama pe față din prima. Simon Magui, alt exemplu din Scriptură. Omul a mărturisit că crede în Isus, s-a botezat. Dar după aia s-a dovedit că el nu a fost niciodată născut din nou. El încă avea o inimă rea. În Matei, capitolul 7, ce le spune Domnul Isus celor care vin la el și pretind că îl cunosc. Doamne, Doamne, n-am făcut noi. Oamenii pretind că îl cunosc. Și Domnul Isus le spune, depărtați-vă de la mine. Voi toți care lucrați fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut. La fel le spune și celor cinci fecioare neînțelepte. Din pilda din Matei 25. De ce? Pentru că nu umblau în lumină, credincioși adevărați ai Domnului Isus umblă în lumină, au o inimă nouă, nu umblă cu viclenii, nu strecoară pe furii și învățături false, nu au interese carnale în frații și surorile lor. Cum sunt descriși acești învățători în 2 Petru 2. În concluzie, Apostolul Petru nu are nici cea mai mică intenție să ne vorbească despre doctrina mântuirii. Nu ne spune că oamenii ăștia au fost răscumpărați de sângele lui Hristos și după aia au fost dezrăscumpărați. Nu asta e ideea. Nu există ideea asta în Scriptură. Toți cei pe care îi vedem în Apocalipsa că au fost răscumpărați prin sângele mielului vor fi mântuiți. Niciunul din ei nu a fost dezrăscumpărat, răscumpărat înapoi, iar dezrăscumpărat și așa mai departe. Nu există ideea asta în Scriptură. Dacă ai fost cu adevărat răscumpărat prin sângele mielului, dacă ți-ai pus cu adevărat încrederea în Hristos, dacă ai fost adus la viață, dacă ești o făptură nouă, dacă ai o inimă nouă, dacă Duhul Sfânt locuiește în tine, nu vei avea niciodată caracterul acestor învățători mincinoși. Niciodată, n-ai cum. Oamenii ăștia erau încă robi ai firilor pământești. Petru pur și simplu creează o ilustrație vorbește într-un mod ipotetic. Oamenii ăștia care au pretins că sunt ai lui Hristos, care au intrat în adunările noastre, prin învățăturile lor false, prin ereziile lor nimicitoare, sunt ca niște sclavi care îl neagă pe stăpânul lor și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbărările lor. Mulți, nu puțin, mulți. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare, la fel ca Satana și arpele cel vechi, să aibă un câștig de la voi. Dar o sânda îi paște de multă vreme. Și pierzarea lor nu dormitează. Adică, în curând vor pieri. Vor fi osândiți, vor fi pedepsiți într-un foc veșnic. Oamenii ăștia nu au fost niciodată mântuiți.